Joi 14 august, consilierii locale actualului ciclu electoral au fost convocați în prima ședință extraordinară pentru a aproba primele proiecte de hotărâre în acest mandat. În lipsa președintelui de drept al primelor ședințe, consilierul liberal Leonard Achirilo, aflat în concediu, a fost ales ca președinte viceprimarul Lucian Micu. Viceprimarul Lucian Micu a atras atenția consilierilor privind recomandările legii 215 a administrației publice locale ca acei consilieri care au vreun interes legat de unul dintre proiectele aflate pe ordinea de zi să anunțe plenul legislativului pentru a nu încălca legea. Astăzi sunt prezenți un număr de 19 consilieri pentru care ședința este statutară. Înainte de a vă spune la vot ordinea de zi, vreau să vă dau citire câtorva recomandări în conformitate cu dispoziția articolului 46 alineatul 1 din legea 215 din 2001 republicată, legea administrației publice locale, nu poate lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârilor consilierul local care fie personal, fie prin soț, soție, afin sau rude până la gradul al 4-lea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local. În consecință, am rugămintea să analizați cu atenție proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi și dacă vă aflați într-o situație de acest gen, să nu participați la vot. În locul președintelui de drept al ședinței aflat în concediu de odihnă a fost propus și votat ca președinte de ședință viceprimarul Lucian Micu. Acesta a invitat ultimii doi consilieri locali, liberalul Dragoș Moroșanu și socialdemocratul Daniel Vasiliu, să depună jurământul, ținând cont de faptul că aceștia au absentat motivat la ședința de constituire a Consiliului Local. Conform dispoziției numărul 1111 din 12 iulie 2016, s-a convocat în ședință extraordinară Consiliul Local al municipiului Roman cu 4 proiecte de ordine de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim. În ședința de astăzi, 14 iulie 2016, Consiliul Local al Municipiului Roman precizează că mandatele de consilier local ai Municipiului Roman au fost validate prin hotărârea Consiliului Local numărul 128 din 24 iunie 2016 și ia act de depunere a jurământului de către următorii consilieri. Moroșanu Dragoș Viorel, am să rog aparatul de lucru. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Roman. Așa să ne ajute Dumnezeu. Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat 4 proiecte de hotărâre, 2 dintre acestea referindu-se la organizarea bâlciului anual de anul acesta. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui teren de la SC Hipotermesa pentru desfășurarea bâlciului anual 2016. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Administrarea Teritoriului. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Mulțumim. Dacă sunt discuții, dacă nu, spunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim. Proiectul a fost aprobat în numărul central. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării bâlciului anual Roman 2016 în perioada 28 iulie 2016 și 6 august 2016. Avizul Comisiei pentru Cultură, Culte, Sănătate, Învățământ și Tineret. Aviz favorabil. Mulțumim. Avizul Comisiei pentru Buget și Finanțe. Aviz favorabil. Mulțumim. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Mulțumim. Dacă sunt discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim. Și acest proiect de unanimitate. Ultimul proiect s-a referit la modificarea unei anexe a hotărârii de Consiliul Local referitoare la regimul juridic al locurilor de parcare din municipiul Roman. Proiectele de hotărâre au trecut fără niciun fel de probleme, întrunind în unanimitatea voturilor exprimate.